O ascultăm chiar acum pe Alice Grasu. De la acum până anilor a fost o noapte obișnuită la serviciul de ambulanță, s-a muncit mult ca în fiecare noapte de altfel. Vorbim de 491 de persoane care au avut nevoie de ambulanță, dintre acestea 367 de persoane au prezentat urgențe de cod roșu și cod galben. 113 persoane au avut nevoie de ambulanță pentru consultații de urgență la domiciliu, au fost și 11 persoane care au solicitat recoltare de probe biologice în vederea efectuării testului PCR. 46 din totalul cazurilor, 46 de persoane, au avut fie urgențe legate de boala COVID-19, persoane diagnosticate și rămase la domiciliu și acum au devenit urgențe, fie au fost persoane care au avut nevoie de consultații și au prezentat suspiciuni de COVID-19. Comparativ cu anii trecuți, cum ați descrie Revelionul 2022? Din punct de vedere al apelurilor la... Ca o noapte obișnuită, ca o noapte obișnuită, nu ca o noapte de Revelion. Cam ăsta este nivelul de solicitări în fiecare noapte la serviciul de ambulanță, în nopțile obișnuite. Este chiar o scădere cu 10% a numărului total de solicitări față de anul trecut. Dacă privim doar pentru Revelion sau din punct de vedere al Revelionului, un Revelion trist. Asta pentru că n-au fost, să spunem, petreceri, n-au fost... Da, pentru că în continuare au rămas valabile restricțiile, chiar dacă au existat petreceri, acestea au fost în cadrul restrâns, în loc public am avut un singur Revelion la nivelul regiunii București-Ilfov, este vorba de Revelionul din sectorul 3, unde n-au fost evenimente deosebite. Incidente legate de artificii, petarde? Nu, chiar acest lucru l-am verificat la prima oră, nu am avut nimic noi legat de petarde, artificii. Excese alimentare? Da, au fost 86 de persoane care nu neapărat au făcut excese alimentare, dar au prezentat probleme digestive. O parte din ele pe fondul unor afecțiuni preexistente. Toate bucatele care se pregătesc cu ocazia Revelionului sunt destul de greu digerabile, sunt bombe calorice și unii au vrut să guste din toate noaptea de Revelion. Deci, cu alte cuvinte, noaptea de Revelion a fost precum una obișnuită. Da, ca o noapte obișnuită în care la ambulanța București-Ilfov se muncește mult. Vă așteptați, astăzi românii petrec în continuare, este Sfântul Vasile, vă așteptați ca astăzi să crească numărul? Sigur, astăzi va fi un număr mai mare de solicitări din experiența anilor trecuți. Să sperăm că nu va fi un număr foarte mare de solicitări. Trebuie să luăm în calcul că totuși o parte dintre locuitorii din regiunea București-Ilfov au plecat să facă Revelionul la munte sau în alte zone.